Timp de o săptămână, cei 27 de actori din 8 țări s-au pregătit sub coordonarea unor actori de la un teatru din Londra. Au învățat să joace teatru de stradă, teatru invizibil și teatru forum, mai puțin cunoscute la noi. Totul a fost prezentat la Flash Mob, manifestare la care au fost atrași și 10 de localnici. Cum vi se pare? Ce părere aveți? Super! Ar trebui să se întâmple mai des la Curtea de Arce? Da, foarte des. Când vezi tineri din atâtea țări că fac asta și te și invită să te alături, e normal. Asta înseamnă o Europa unită, asta înseamnă cu adevărat să fim popoare înfrățite. Organizatorii spun că manifestarea atrage atenția asupra importanței respectării drepturilor omului și militează pentru toleranța rasială. Participanții din 8 țări europene s-au întâlnit pentru a învăța noi metode non-formale și în special arte participative. I work in London and I do a lot of flash mobs like this in London. Eu lucrez în Londra și iubesc flash mob-ul. Sunt foarte fericită să fiu aici. Publicul de aici este foarte implicat. De fapt, asta înseamnă pentru mine flash mob. Flash mob-ul, care a durat un sfert de oră, a mai avut loc în câteva orașe europene, printre care Riga și Londra.